Cuviosul Agapie de la Colciu a viețuit ca munah la schitul Vatopedin din Colciu. Coborând odată pe malul mării pentru oarecare însărcinare, cuviosul a fost luat rob de către pirați. Sfântul Nicodim Aghioritul scrie că cei care l-au răpit pe cuvios erau sarazini și că sfântul i-a convins să își schimbe viața și i-a botezat. Alți autori menționează faptul că răpitorii erau turci și că l-au vândut ca rob unui turc nemilos, care l-ar fi ținut legat în lanțuri vreme de 2 12 ani încheiați, folosindu-l la munci grele, în ciuda a asprimi stăpânului său, cuviosul viosul muncea cu râvnă și conștiinciozitate. Urga însă în toată vremea pe maica domnului să îl scape. Cu ajutorul ei a fost eliberat în mod minunat întorcându-se la bătrânul său. Când a auzit toate câte suferise ucenicul său l-a povățuit să se întoarcă la stăpânul său spunându-i că nu era corect să fugă fără consimțământul acestuia, de vreme ce fusese cumpărat, făcând asculta cuviosul s-a întors la locul robiei sale. Acela, uimit de sinceritate, a dorit să afle mai multe despre credința creștină, dorință pe care sfântul i-a îndeplinit-o pe dată cu multă râvnă. Alături de stăpânul său, i-a catehizat și pe cei doi fii ai aceluia. Toți trei au cerut apoi să fie botezați creștini și l-a urmat pe cuviosul Agapie la schitul Colciu. În Biserica Romano-Catolică, pe data de 1 martie, este venerat sfântul Abate Albin. Este unul dintre sfinții cei mai populari ai evului mediu îndeosebi în părțile nordice ale Europei. S-a născut la Vans în Franța, dintr-o familie nobilă în jurul anului 470. Pentru a fi primit în mănăstirea din Tincilac, a renunțat la titlul de nobil și la moștenirea bogată ce îi revenea din partea părinților, cu toate că, din adâncul inimii, durea să rămână necunoscut. Faima calităților sale umane și religioase îl aducea permanent în atenția tuturor. În anul 504 a fost ales Abate, stareț și timp de 25 de ani, a îndeplinit această misiune, până când, în anul 529, din ascultare față de Sfântul Părinte Papă, a primit să fie episcop de Anger. Cu mult zel, dar și cu deosebită fermitate și prudență, și-a păstorit dieceza, atrăgând asupra sa mai multă ostilitate decât aprobare. Bunul episcop, însă, era mai mult decât mulțumit, știind că era de partea sa aprobarea unui sfânt, prietenul său, Sfântul Cezariu. A murit la data de 1 martie anului 550.